Începând de astăzi, Ucraina are oficial un nou președinte. Vladimir Zelenski a depus jurământul la o lună de la victoria categorică obținută împotriva lui Poroșenko, președinte al Ucrainei timp de 5 ani. Fost actor și jurist de profesie, Zelenski părea foarte fericit înainte de ceremonie și a ținut morțiși să dea mâna cu cei prezenți la inaugurare. Zelenski a susținut jurământul în fața unei săli arhipline, unde au fost invitați oficialii de rang înalt ai țării, inclusiv fostul președinte Poroșenko, dar și numeroși oaspeți de peste hotare. De la eveniment a lipsit însă premierul Pavel Filip, care, după cum afirmă sursele guvernului, nu a putut să meargă la ceremonie din cauza unor probleme de sănătate. A mers însă Tudor Ulianovski în locul lui, ministrul nostru de externe. Я, Володимир Зеленський, урочисто присягаю на вірність Україні. Vladimir Zelenski, imediat după jurământ, a anunțat că va dizolva Rada Supremă de la Kiev, va cere ridicarea imunității deputaților și schimbarea codului electoral. Comedian, scenarist, producător și politician, cel de-al șaselea președinte al Ucrainei, are 41 de ani și este căsătorit din 2003, având 2 copii. El este fondator, director artistic și lider al studia Kvartal 95, companie de producție de emisiuni de televiziune și concerte.